Astăzi, în ziua de sărbătorire a Sfântului Mare Muncenic Dimitrie, în alt preasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a sfințit Biserica Sfântul Nicolae din localitatea Gălățeană, Fundeanu. Tot astăzi, ierarhul a sfințit și paraclisul parohiei Adam din județul Galați. În alt preasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a sfințit Biserica Parohială din localitatea Fundeanu, în urma lucrărilor de restaurare efectuate în ultima perioadă. În continuare, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în prezența actitorilor autorităților locale, precum și a credincioșilor din parohie. La slujba au participat și copii îmbrăcați în portul popular al zonei de sud a Moldovei. La final, părintele arhiepiscop Casian a săvârșit slujba parastasului pentru ctitorii și preoții slujitori de la această parohie trecuți la cele veșnice, printre care se numără și părintele martir Constantin Varlam. La eveniment a fost prezentă și o bătrână în vârstă de 95 de ani, rudă a acestui preot martir, care a vorbit despre viața părintelui Constantin Varlam. Mai multe sate, cândva șapte, s-au unit în comuna Drăgușeni, localitate răzășească, unde, cu mai bine de un secol, lângă mănăstire s-a așezat satul Fundeanu. Titorit înnoit mereu și menținut de o generație de trei preoți vrednici, dintre care ultimul Constantin, acum 82 de ani, împreună cu episcopul Nifon Criveanu, sfințea titoria sa Biserica Sfântul Nicolae, fără să știe că după aceea avea să vină înghețul ateo-comunist, care l-a deposedat. La a desmoștenit, i-a dăruit temniță grea, iar el a ales refugiu cu românii de suflet în munții Vrancei, unde aproape un deceniu n-a știut nimeni de el, păscându-și în duh oițile duhovnicești și devenind păstor de oi, de unde nu s-a mai întors, găsindu-i se trupul cu capul detașat prin moarte violentă. Acum o dignește aici, cu preoteasa a surgiunit în Ardeal. S-a resfințit biserica sa. La final, Arhiepiscopul Dunării de Jos a binecuvântat așezământul multifuncțional construit și amenajat în ultimii doi ani în curtea bisericii, compus dintr-un muzeu, un centru social și camera memorială a preotului martir Constantin Varlam. Parohia noastră a avut astăzi ca oaspete de seamă penal preasfințul părintele nostru Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, care a săvârșit sfânta și dumnezească liturghie, a binecuvântat lucrările ce s-au executat la biserica parohială, cât și lucrările de la casa tradițională, multifuncțională a filantropiei. Mulțumesc tuturor sătenilor care m-au ajutat, consătenilor noștri din diaspora care nu au putut ajunge și Consiliului Local Drăgușeni. Ne rugăm ca să audă, așa cum și Mântuitorul a zis în cele nouă fericiri, să le primească milostenia și bunătatea și să audă și ei, bucurați-vă și vă veseliți, că plata voastră multă este în ceruri. Pentru implicarea în lucrările de restaurare a locașului de cult, precum și pentru construirea unui nou așezământ parohial, preotul paroh Florin Lefter a primit rangul de econom stavrofor. Tot astăzi, în alt preasfințitul părinte Casian a sfințit paraclisul ocrotit de sfinții Arhanghel Mihail și Gavriel și sfântul mare mucenic Gheorghe din parohia Adam, județul Galați. În cadrul parohiei funcționează un centru social și o casă parohială construită în perioada 2016-2020. Pentru activitatea desfășurată în parohia Adam, înalt alt preasfinția sa a acordat preotului Georgică Petrea rangul de sachelar. De asemenea, pentru sprijinirea lucrărilor de zidire și înfrumusețare ale acestor locașuri de cult și centre sociale parohiale, Arhiepiscopul Dunării de Jos a oferit primarului Comunei Drăgușeni o diplomă de vrednicie.